Povestea băiețelului care își dorea să fie Crăciunul în fiecare zi. A fost odată ca niciodată un băiețel pe nume Paul, care iubea nespus Crăciunul. În fiecare an, el aștepta cu mare nerăbdare ca sărbătoarea sa preferată să vină. Într-un an, Paul s-a hotărât să ia lecții de magie pentru a învăța cum să călătorească în timp și în felul acesta să poată face să vină mai repede Crăciunul, și s-a pus pe studiat. În scurt timp, Paul a învățat toate trucurile de magie și a început să le pună în aplicare. Așa se făcea că în fiecare an după ce sărbătoarea Crăciunului trecea, Paul se ducea în camera lui, se întindea în pat, închidea ochii și se concentra pentru a începe să călătorească în timp. Ca prin magie, în câteva minute era din nou Crăciun. Câțiva ani la rând, Paul a încercat magia, până într-o zi, când în timp ce își deschidea cadourile găsite sub brad, mama lui îl întrebă: Paul, te rog să ne spui ce ai făcut anul acesta pentru a putea fi mândri de tine. Ce vrei să schimbi în anul ce vine? Paul s-a ridicat rușinat, s-a uitat în ochii mamei sale și a tăcut. Toți așteptau răspunsul băiețelului, dar el nu a mai zis nimic. Apoi a aruncat pe jos cadourile pe care le primise și a fugit în camera lui. În acest fel, Paul a realizat câte multe lucruri a pierdut. Nu avea niciun sens să sărbătorească Crăciunul dacă nu mai exista restul anului. Băiețelul a luat atunci hotărârea să nu mai călătorească niciodată în timp și să se bucure de acum înainte de fiecare moment pe care îl petrece cu familia și prietenii lui. Și-am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa.